peste 10 ore de așteptare și coadă de tiruri de peste 20 de kilometri la Vama Vârșand. A început dezinsecția în Arad. Acțiunea va fi repetată în fiecare lună, până în octombrie. Din 1 iulie, toate punctele de vaccinare își vor înceta activitatea, iar imunizarea va fi făcută exclusiv de către medicii de familie. Peste 10 ore de așteptare și coadă de tiruri de peste 20 de kilometri către Vama Vârșand în această dimineață. În speranța că vor scăpa de cozile din Nădlac, mulți șoferi au încercat să folosească alte puncte de trecere a frontierei. Așa se face că Vama Vârșand a fost sufocată de autotrenuri, spre disperarea localnicilor care s-au trezit cu șiruri de tiruri staționate pe șoselele care le străbat satele. Mulți transportatori se tem acum că vor prinde Paștele pe drumuri. Am mișcat o singură dată. Și cred că până diseară să trecem, undeva vreo 9-10 ore, sper. Am avut colegi care au trecut înainte și au stat de aseară. În coadă și-au trecut abia azi dimineața, 17 km. Avem o oră jumate, două ore. Cred că mâine dimineață, dacă reușim. Vreo 15 km, 16. Păi a fost Paștele la ăștia și cred că asta e treaba. Coada s-a întins și în localitățile care duc spre Vamă, iar traficul a fost îngreunat serios. Tirurile au ocupat una dintre cele două benzi de mers, așa că ambuteiajele au fost la ordinea zilei. Au aici, mi s-a stricat mașina fără să funcționeze. m-am apucat să repar și o termin de reparat și tot nu cred că reușesc din țară, așa că... Păi am două ore de stat, până ies, nu știu, mi-am luat aparatul de bărbierit, o să mă și bărbieresc, probabil tot pe traseu, o să fie în regulă, ce să zic, o să avem ouă la noi și pentru Paște, suntem în regulă. De la 4, 2 km, am 2 km, atâta e, de acolo. Bă, taie de jos, zici că suntem colonii, ce colonii, nu? Noi suntem mai rău ca... Și cărăm, facem transport pentru nemți, pentru Uniunii. Și că am intrat în Uniunii, vai, ce mândri eram. Uite cum stăm, mai rău ca cu carnetele tir. M-am așezat acum vreo o oră în coadă și vedeți cât e coada. 20 de kilometri. Nu poți să-ți faci un calcul, sincer. În funcție de cum se lucrează, dar vedeți cum se lucrează, că stăm. Chiar dacă s-au folosit toate benzile de ieșire în țară pentru tiruri, controlul vamal a durat între 7 și 10 ore. Ca urmare a faptului că în perioada Paștelui Catolic, traficul pentru vehicule de transport marfă a fost restricționat pe teritoriul Ungariei, în prezent se constată o creștere a numărului de automarfare care se prezintă în punctele de trecere a frontierei, în special la ieșire din țară la granița cu Ungaria. În acest sens, conducerea Poliției de Frontieră Oradea a dispus măsuri pentru suplimentarea personalului și folosirea la maxim a capacității punctelor de trecere a frontierei deschise pentru astfel de mijloace de transport. Ținem permanent legătura cu autoritățile ungare în vederea alocării în comun de personal suplimentar pentru acoperirea tuturor liniilor de control în punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. De la ridicarea restricțiilor, începând de aseară ora 23 ora României, prin punctele de trecere de la frontiera de vest a României aflate pe raza județelor Arad și Bihor, s-au efectuat formalitățile de frontieră pentru un număr de aproximativ 4.700 de automarfare, din care aproximativ 4.000 pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră recomandă în continuare șoferilor de autocamioane tranzitarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise tranzitului de mărfuri la granița cu Ungaria. Nu doar Vama Vârșand a fost luată cu asalt de tiruri, în vămile din vestul țării s-au așteptat ore bune. Arădenii vor scăpa la vară de țânțari sau tigrii platanului și căpușe. În acest an, dezinsecția a început din timp. Anul trecut au fost probleme când birocrația a făcut ca primăria să nu poată încheia la timp un contract pentru dezinsecție, iar arădenii au avut de suferit toată vara din cauza țânțarilor. În această dimineață a debutat prima acțiune de dezinsecție din municipiu. Tratamentul se aplică terestru pe timp de zi între orele 7:30 și 16:30. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății.
tot în aceste zile se va aplica și tratamentul insecticid împotriva căpușelor. Locațiile supuse tratamentului de delarvizare sunt râul Mureș, partea dreaptă, plus zona balastieră Micălaca, baza CET, zona podului rutier Micălaca, parcul Corneliu Coposu și zona lacului Pădurice. La acțiunea de astăzi au participat 4 echipaje cu echipamente de mare capacitate, dar și aparate de pulverizat de mână. Astfel de acțiuni vor fi repetate în fiecare lună până în octombrie inclusiv. Tratamentul de dezinsecție terestru se va desfășura în perioada 19-21 aprilie, între orele 7:30, 16:30. Dacă vremea se strică, durata prevăzută se va decala și prelungi. Substanța folosită la dezinsecție este un insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor în stadiu de larvă. Pentru tratamentul contra căpușelor se folosește produsul biocid Delta Team Plus. Ambele produse sunt avizate de Ministerul Sănătății. Pentru a fi eficiente, acțiunile de dezinsecție trebuie făcute atât pe domeniul public, cât și pe cel privat. Primăria municipiului Arad continuă recrutarea recenzorilor. Lista persoanelor din rândul cărora se vor selecta recenzorii la colectarea datelor la interviul față în față este deschisă. Recenzorii sunt cei care vor merge acasă la arădeni în cadrul recensământului populației și locuințelor care va avea loc în perioada 16 mai-17 iulie. Dacă sunteți interesați, vă puteți înscrie la Primăria municipiului Arad la etajul 1, camera 37, zilnic până la ora 16. Documentele de care veți avea nevoie sunt copia actului de identitate, a actului de studii, a certificatului de căsătorie și cazierul judiciar. Modelul cererii de înscriere se găsește pe site-ul primariaarad.ro la secțiunea Recensământul populației și locuințelor. Mai multe informații sunt publicate pe site. De la 1 iulie, în România, vaccinarea anticovid se va face doar în cabinetele medicilor de familie. Perioada de tranziție de la vaccinarea de tip campanie împotriva COVID-19 la vaccinarea ca parte a programului național de vaccinare al Ministerului Sănătății se va încheia pe 30 iunie. Până la această dată, inclusiv, toți cei care doresc să se vaccineze cu doza 1, 2 sau 3 o pot face atât la punctele de vaccinare care funcționează în continuare, cât și la cabinetele medicilor de familie. Din 1 iulie, toate punctele de vaccinare își vor înceta activitatea, iar dozele de vaccin vor fi făcute exclusiv de către medicii de familie. Autoritățile recomandă în continuare vaccinarea drept cea mai bună formă de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2, pe care o consideră extrem de utilă, mai ales pentru cetățenii care se încadrează în grupele de risc. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a marcat astăzi în Aula Magna Ștefan Ciciopop Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor. Această manifestare a fost prilejuită de faptul că s-au împlinit 40 de ani de la adoptarea Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor, pe de o parte, iar pe de altă parte am făcut un semnal editorial cu prilejul apariției a două enciclopedii importante pentru istoriografia românească. Este vorba despre Enciclopedia Banatului, istoriografia, și Enciclopedia Reprezentanților Scrisului Istoric Românesc. La această manifestare l-am avut invitat pe domnul Dumitru Tomoni, vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, cel care a coordonat Enciclopedia Banatului. De asemenea, a fost invitat și Sorin Bulboacă, președintele filialei Arad a Societății de Științe Istorice din România, autori ai celor două enciclopedii, istorici, laici și clerici, și personalități menționate în enciclopedii. Enciclopedia Banatului este un liant între cele două paradigme, între timpurile moderne și vremurile istorice. I-a stat alături un alt volum valoros, Enciclopedia Reprezentanților Scrisului Istoric Românesc. Am răspuns cu mare plăcere invitației domnului profesor universitar Marius Grec de a prezenta Enciclopedia Banatului, volumul Istoriografie. Este prima lucrare de acest gen apărută în istoriografia românească și sigur că am avut în vedere Banatul istoric, adică inclusiv ceea ce s-a numit
Banatul Sârbesc și inclusiv părțile arădene de astăzi, stânga Mureșului, care în perioada interbelică făceau parte din județul Timiș-Torontal. Pe lângă autorii enciclopediilor au luat parte la eveniment istorici, laici și clerici menționați în cele două enciclopedii. Cu această ocazie a fost reamintită contribuția Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad la conservarea patrimoniului arădean. Muzeul Memorial Universitar Vasile Goldiș a fost onorat în anul 2018 cu o medalie importantă, medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, prin decret prezidențial. Era de fapt o recunoaștere a rolului pe care Universitatea de Vest Vasile Goldiș l-a avut și îl are în continuare în promovarea istoriei. Să nu uităm că foarte mulți dintre istoricii care activează ca profesori în Arad s-au format la Universitatea de Vest Vasile Goldiș și să nu uităm că universitatea noastră a avut o preocupare și are o preocupare constantă pentru valorificarea patrimoniului cultural al Aradului. Genericul manifestării l-a reprezentat evocarea tuturor istoricilor arădeni de ieri și de astăzi. Consiliul Județean Arad a achiziționat în acest an două microbuze școlare pe care le-a transferat către două instituții de învățământ special, Liceul Special Sfânta Maria și Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă. În ședința de astăzi, consilierii județeni au aprobat atât introducerea acestor microbuze în patrimoniul județului Arad, cât și predarea lor în administrarea celor două instituții de învățământ. Cele două microbuze sunt necesare pentru buna funcționare a învățământului din cele două instituții, ținând cont de faptul că actualul parc auto este depășit și nu prezintă siguranță. Atât Liceul Sfânta Maria, cât și Centrul Școlar au avut în dotare câte un microbuz fiecare, fabricat în 2009. Am urmărit îmbunătățirea calității, dar mai ales a siguranței transportului elevilor, a afirmat Ionel Bulbuc, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad. Cele două microbuze au o valoare de patrimoniu de 293.000 de lei. Achiziționarea celor două vehicule s-a realizat în vederea acoperirii programului de transport al elevilor și reducerea cheltuielilor cu repararea microbuzelor vechi. În Joia Mare, pe 21 aprilie, de la ora 19, sunteți așteptați la Palatul Cultural, la Oratoriul Bizantin de Paști, Patimile și Învierea Domnului, o capodoperă cu Orchestra Sinfonică și Corul Academic. Compozitorul Paul Constantinescu, în Oratoriul Bizantin de Paști, a reușit să realizeze pentru cultura românească o premieră absolută, replică omagială a oratorilor bahiene. Dirijor Matei Pop, iar dirijorul corului va fi Robert Daniel Rădoiaș. Dragi melomani arădeni, nu ratați evenimentul din 21 aprilie, pentru că cu asemenea lucrare monumentală, profund românească, ca și cea pe care o interpretăm atunci împreună cu corul și orchestra filarmonicii arădene și o garnitură de soliști deosebită, cu această lucrare nu vă veți întâlni prea curând. Este vorba despre oratorul Patimile și Învierea Domnului de Paul Constantinescu. Lucrarea e cunoscută și sub denumirea de Oratoriu Bizantin de Paști. Precum am spus, este o lucrare unică, o capodoperă de cel mai înalt nivel artistic, nu doar în contextul muzicii românești, în plan internațional, fie spus în paranteză, nu cunosc niciun alt exemplu de astfel de oratoriu de Paști care să nu se rezume la patimile Domnului. Deci această lucrare a lui Paul Constantinescu este poate singura la nivel mondial unde e inclusă și învierea Domnului. Destule motive pentru care vă îndemnăm să nu ratați concertul Filarmonicii Arădene din 21 aprilie 2022, cu începere la ora 19, bineînțeles la Palatul de Cultură, al cărui acustică renumită la nivel european va pune și mai bine în valoare calitățile colectivelor artistice de aici. Teatrul Portabil Timișoara vine la noi în oraș pe 21 aprilie cu un spectacol de teatru și muzică live. Vei râde în hohote, dar vei și lăcrima, pentru că este vorba despre dragoste. Du-te, dor, și vino, dor.
face straighturile de coniac shots low. Stătea frumoasa pe un răzor, iar ea râdea. La numai 15 anișori aveam o creștere aleasă. În distribuția spectacolului Plai cu Dor o regăsim pe colega noastră de la Radio Arad, Alina Fabri, care va urca pe scenă alături de Raluca Grumăzescu, Elena Nistor, Denisa Cocoroveanu, Ernest Slach, Alexandru Maniu, Otniel Floruț, Mihai Dan Popescu, Sebastian Arvăi, Răzvan Muti. Cu multă bucurie, noi, actorii Teatrului Portabil Timișoara, vă invităm joi 21 aprilie la Arad, la spectacolul Plai cu Dor. Un spectacol drag nouă, cu muzică live, poezie și bună dispoziție. Vă propunem să veniți alături de noi în universul magic al teatrului și să trăiți alături de personajele acestui spectacol emoție și iubire. Teatrul Portabil din Timișoara împlinește anul acesta 6 ani. Lansat ca filială, chiar cu ocazia festivalului Plai ediția 2016, acesta promovează arta și cultura în mișcare și se declară păstrător de tradiții și obiceiuri. Teatrul Portabil este cunoscut prin spectacolele sale mioritice, show-urile urbane de improvizație folclorică. Și toate astea pentru ce? Spectacolul Plai cu Dor se joacă la Arad pe 21 aprilie de la ora 19, într-un cunoscut club de pe Strada Unirii. Cei 4 oameni de afaceri arădeni interesați de preluarea clubului UTA au oferit o primă reacție oficială luni seară. Simiona Preutese, Cătălin Juncan, Marius Grada și Rudolf Wiesenthal au confirmat faptul că negociază preluarea clubului. Conform comunicatului de presă semnat de cei 4, în cazul în care noua structură va prelua clubul, a Preutese și Juncan vor avea implicare directă la nivel de acționariat, în timp ce Wiesenthal și Grada vor face parte din echipa care va crea, dezvolta și implementa noul proiect. În acest moment, discuțiile sunt avansate, dar nu există vreo înțelegere semnată între cele două părți. Conducerea UTEI a reacționat la rândul său, precizând că scrisoarea de intenție referitoare la preluarea clubului este reală și datează de acum 2 luni și jumătate, însă aducerea ei în actualitate nu are nicio relevanță pentru momentul pe care îl traversează echipa. Actuala conducere menționează și faptul că nu exclude o colaborare în intersezon cu partenerii semnatari ai scrisorii. Fundașul Constantin Dima vrea să plece de la UTA cu 4 etape înainte de finalul play-out-ului din Liga 1. Fotbalistul de 22 de ani a sosit la Arad în octombrie 2021, însă primele sale partide oficiale sub comanda lui Laszlo Balint au fost cele cu Gaz Metan și Rapid din ianuarie, chiar ultimele meciuri ale tehnicianului pe banca UTEI. După sosirea lui Ionuț Badea, Dima a fost titular de 2 ori, în cele 2 victorii contra Academicii Clinceni, și a fost introdus în prelungirile meciului cu CS Mioveni. În eșecul cu 0-1 de la Sfântul Gheorghe, Badea nu s-a putut baza pe Erico, accidentat, și a preferat să-l titularizeze pe Megi Moreț în dauna lui Dima, deși croatul nu mai jucase de 2 luni. În acest context, Dima și-a cerut actele și se va antrena separat începând de marți, până când cei din conducere vor lua o decizie în legătură cu solicitarea sa. Așadar, atmosfera din lotul UTEI nu este una foarte bună înainte de sfârșitul actualului sezon. În play-out, roșalbii le-au învins doar pe Gaz Metan și Academica Clinceni, formații condamnate deja la retrogradare, și au pierdut cu FC Botoșani, Rapid și Șepși. Din cauza rezultatelor nefavorabile, conducerea clubului a decis să blocheze salariile fotbaliștilor până când aceștia vor acumula încă 4 puncte în campionat. Vreme
destul de rece pentru această perioadă și în următoarele 24 de ore. Ne așteaptă o noapte senină cu o minimă a nopții de 1 grad în termometre. Vântul suflă cu 12 km pe oră dinspre sud-vest. Șansele de precipitații sunt de 30% pentru această noapte. Mâine avem cer parțial noros și maxima la amiază de 14 grade. Vântul va sufla cu 13 km pe oră dinspre nord, iar șansele de precipitații pentru ziua de mâine sunt de 45%.